Bună ziua, stimați prieteni, ne vedem pentru a doua oară în acest an și discutăm la analizele economice a 38-a ediție despre un subiect care după mine prezintă un interes sporit, dar nu înainte de a vă spune că acest proiect este un proiect comun IDIS Viitor și Privesc Eu, de aceea ne puteți urmări fie pe pagina IDIS Viitor, sau fie pe pagina Privesc Eu. Astăzi vreau să discutăm un subiect care cred că va prezenta interes cu toate că am discutat tangențial ceva mai devreme, și anume despre învățământul superior din Republica Moldova. Învățământul superior nu sub toate aspectele, dar sub anumite elemente, cele care cel mai grav a fost afectat în ultimii ani și anumite elemente pozitive care se petrec în ultimii 2 ani de zile, să vedem din ce anume se întâmplă acest lucru. Dar înainte de a vorbi despre învățământul superior și în mod special despre studenții care își fac studiile în universități din Republica Moldova, aș vrea să trecem câteva cifre de bază pentru ca după aceasta să discutăm ce se întâmplă. Dacă vă uitați atent în primul grafic, observați că Republica Moldova, maximul sau numărul maxim de studenți care l-a avut vreodată în istoria sa, a fost în anul 2006-2007, când numărul de studenți a ajuns la 128.000 de studenți. Aici vorbim doar de partea dreapta Nistrului, dacă va trebui, poate vreodată vom vorbi și despre învățământul universitar din stânga Nistrului și în general despre numărul total de studenți cât sunt în ambele maluri ale Nistrului. Vorbim de partea dreapta Nistrului, 128.000 de studenți. După aceasta au urmat 13 ani de scădere continuă numărul de studenți și întrebarea numărul 1 care trebuie să ne punem, care au fost factorii care au determinat reducerea atât de drastică a studenților? În anul 2019 noi am ajuns la 56.000 de studenți, peste două ori, sau dacă ne uităm atent, avem 72.000 de studenți, mai puțin decât în anul primul an. Deci, de ce s-a redus numărul de studenți în țară? Iar acum, noi, timp de 2 ani de zile, înregistrăm o creștere a numărului de studenți. Nu este foarte mare, este comparativ cu căderea dramatică prin care am trecut noi. Această creștere nu este mare, dar totuși trebuie să răspundem la întrebarea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, când prezent avem deja 59,6 mii studenți sau cu 3.000 de studenți mai mulți decât am avut acum 2 ani în urmă. Care sunt factorii că noi în prezent avem mai mulți studenți? Al doilea element care vreau să vă arăt, care de fapt este un indicator care ne arată situația noastră, este numărul de studenți la 1.000 de locuitori. Când vorbesc de studenți, vorbesc de studenți din Republica Moldova, când vorbesc de locuitori, vorbesc de cetățenii care se află în Republica Moldova. Dacă vă uitați atent, noi am avut un număr foarte redus de studenți până în anul 2000. În 2006-2007 noi am avut record absolut 39 de studenți la 1.000 de locuitori, iar acum am ajuns la 22,6. Să nu credeți că la noi oameni nu merg să fac studiile, acum și veți vedea din ce cauza acest indicator s-a înrăutățit atât de grav. Și în sfârșit, deci după ce am dat aceste două lucruri, vreau astăzi să răspundem la două întrebări. Prima întrebare, care sunt factorii care au dus la ceea că la noi a scăzut atât de puternic numărul de studenți? Și doi, care sunt factorii care au dus la ceea că la noi în ultimii 2 ani de zile avem o creștere cât de cât a studenților? Eu am, din toată analiza care am făcut-o, vă pot spune că, în opinia mea, sunt doi factori de bază care au determinat scăderea dramatică a numărului de studenți în ultimii ani de zile și sunt trei factori pozitivi, deci primii sunt doi factori negativi care au dus la scăderea numărului de studenți și doi sunt trei factori pozitivi care au dus la creșterea numărului de studenți în ultimii 2 ani de zile. Care sunt acești 5 factori care au influențat cel mai puternic învățământul universitar și de ce trebuie să analizăm acest lucru? Pentru a vedea ce ne așteaptă în viitor și pentru a ști ce putem face noi cu universitățile noastre și dacă vor avea universitățile noastre studenți în viitor. Primul factor, cel mai dramatic, cel mai tare care a lovit în noi este legat de faptul că numărul de tineri în țară pur și simplu nu mai sunt. Nu mai avem tineri în țară. Dacă vă uitați atent, eu am luat și am făcut o evoluție din anul 2010 până în anul 2025. Deci am făcut anul 2025, acum și-o voi explica. Deci am luat grupa de tineri din 19-24 de ani. Deci am luat această grupă din simplu motiv că 70% din toți tinerii care, din toți care își fac studiile universități, sunt tineri de vârstă de la 19 până la 24 de ani. Deci această grupă de vârstă este
potențialul student pentru universitățile noastre. Și am luat acest grup de vârstă și am vrut să văd câți tineri au avut Republica Moldova pe parcursul timpului care se încadrează această vârstă de grupă de 19-24 de ani. Dacă ai tineri, ai studenți, nu ai tineri, nu ai studenți. Dacă vă uitați atent, în anul 2010 noi am avut 424.000, aproape eu rotunjesc cifre, 424.000 de tineri de această vârstă de 19-24 de ani. În prezent, noi avem 245.000 de tineri de această vârstă, iar în viitorii ani de zile, numărul lor se va reduce la aproape 220.000. Deci în 2025 va fi 220.000. Deci am luat în 2025, vă explica. Deci noi avem o scădere dramatică a numărului de tineri din țară. Această scădere, dacă vă uitați atent, corespunde cu primii 10 ani de independență. De fapt, tinerii din 2010 până în prezent, tinerii care avem în prezent în grupa de vârstă sunt tinerii care s-au născut în primii ani de independență, într-o criză totală pe care se afla Republica Moldova. De fapt, noi acum simțim ecoul acelei drame pe care a trecut Republica Moldova în anii 90-2000 și ea se vede prin scăderea dramatică a numărului de tineri din țară. Mai mult ca atât, dacă vă uitați, acest fenomen, de fapt, în anul 2025 se finalizează, de fapt, vom ajunge la nivel cel mai jos de 220.000 de tineri și după aceasta vom avea o ușoară creștere, însă cam aici ne oprim. Deci noi am trecut de la destrămarea Uniunii Sovietice, criza cea economică profundă a dus la o scădere dramatică a numărului de copii noi născuți. Lucrul acesta noi îl simțim începând cu anul 2010 până în prezent și universitățile din țara noastră, după aceasta este piața forță de muncă, universitățile sunt primele care au simțit drama reducerii demografice din Republica Moldova. După aceasta, piața forță de muncă va simți că dacă vă dați seama, pe piața forță de muncă, dacă acum 10 ani intrau 423.000 de cetățeni, dacă împărțim la 6 ani, că atâta este grupa care am luat-o eu, atunci se primește 70.000 de cetățeni intrau pe piața forță de muncă, acum numărul lor s-a redus la 35.000. De fapt, avem o scădere dramatică a numărului de tineri. Dar a doilea fenomen, care are un impact ceva mai mic, dar oricum este tinerii care pleacă peste hotare. Dacă vă uitați atent, la noi numărul de tineri scade continuu, dar eu am făcut două grafice mai jos, dacă observați, pe lângă număr total de tineri, eu am împărțit tinerii care se află în țară și tinerii care se află peste hotare. În prezent, peste hotarele țării, din cei 245.000, de fapt, dacă luăm anul 2022, haideți să luăm deja anul 2022, asta va fi intrările la universitate pentru anul viitor, deci estimăm că în acest an, noi începem anul, biroul de statistică ne va da cifrele ceva mai târziu, peste vreo două luni, dar noi estimăm că avem undeva în jur de 234-235.000 de tineri, dintre care doar 146.000 sunt în țară și 88.000 sunt peste hotare. Al doilea factor care a influențat puternic numărul de studenți universități este migrația tinerilor. În fiecare an 4.500 de tineri în vârsta cuprinsă de 19-24 de ani pleacă peste hotare. Deci noi avem și peste hotare, am avut copii care s-au născut deja peste hotare, care au plecat cu părinții când erau micuți, numărul lor nu era foarte mare, însă numărul de tineri se menține stabil peste hotare mare din simplu motiv că în fiecare an este alimentat. De aceea Moldova se confruntă cu două fenomene. Prima este fenomenul demografic legat de scăderea puternică a natalității în perioada 90-2000-2015 și doi de migrația continuă. Noi doar în 6 ani de zile, deci noi avem peste 20.000 de tineri care în loc să vină, să rămână în țară și o parte din ei să meargă la facultate, ei de fapt au plecat peste hotare. Deci acestea sunt doi factori negativi care au dus la ceea că noi în prezent pur și simplu nu avem tineri. Universitățile nu trebuie să fie învinuite că de ce ei nu au studenți, ei tot se luptă ca să atragă studenți cât mai mult, apropo, în ultimul timp le reușește. Drama cea mai mare este că pur și simplu nu avem tineri. Deci aceștia au fost doi factori negativi care a dus la ceea că la noi numărul de studenți a scăzut continuu cu peste 70.000 de persoane de la 128.000 până la 56.000. Întrebarea rămâne a doua, și asta este deja partea pozitivă, care sunt factorii care au dus la ceea că noi în ultimul timp avem o creștere în numărul de studenți, deja 2 ani de zile la rând, avem o creștere în total peste 3.000 de studenți în 2 ani de zile. Deci ce a contribuit la ceea că la noi a crescut numărul de studenți? Și aici sunt trei factori.
Și aici încă un lucru ca să descriu toată drama prin care trece și după aceasta eram să uit. Tinerii nu doar că scad, dacă vă uitați atent, populația Republicii Moldova sau populația rezidentă sau cei care sunt în Republica Moldova, numărul lor scade continuu în fiecare an. Însă, numărul lor scade nu din contul bătrânilor, numărul lor scade din contul tinerilor. Uitați-vă atent, în anul 2010, ponderea tinerilor de la 19 până la 24 de ani, adică tineri care merg la universitate, în total populația era de aproape 12%. În prezent, ponderea lor s-a redus de două ori. Practic, prin oraș nu mai vezi tineri. Prin sate nu mai vezi tineri. Dacă în oraș mai sunt tineri că vin la universitate, în sate când mergi nu mai sunt tineri. Deci la noi populația în vârstă a rămas, iar tinerii din urmă nu vin. Și noi avem, dacă am avut 12 ani în urmă, 6% erau tineri, 12% erau tineri, în prezent sunt doar 6%, până în 2025 noi vom avea din populația aceasta care formează baza studențimii de la 19 până la 24 de ani, noi vom avea doar 5% din populația țării vor reprezenta de tineri de la 19 până la 24 de ani. Dar acum haideți să ne uităm care sunt factorii pozitivi care determinat creșterea numărului de studenți. Deci sunt trei factori de bază. Primul factor de bază este creșterea ratei de tineri care merg la universitate. Voi explica ceea ce asta, să nu credeți că tinerii noștri brusc au dorit să aibă mai multe studii, brusc au vrut să fie mai deștepți. Este și aceasta, pentru asta acum voi explica aceasta, dar totuși, dacă în ultimii ani de zile rata medie a tinerilor, aici am luat doar vârsta 19-21 de ani, din ce am luat 19-21, vă explic foarte clar, că noi din 19 până în 24 avem 70% din studenți, dar cei mai mulți din ei, sau mare majoritate, și asta ți explic mai clar ca să înțelegi fenomenurile, sunt tineri la 19 până la 21 de ani, sunt aceștia 3 ani de studii pe care în prezent este ciclul 1 sau unde merg studenți, și aici poți să vezi, de fapt, numărul celor care au mers la facultate, împărțând foarte clar la numărul de număr total de persoane. De ce am luat acest grup mai micuț? Deoarece mai clar ne arată fenomenul. Deci tinerii care merg la universitate în ultimii ani au fost în proporție de 28%. Deci media pentru ultimii 12 ani a fost că 28% din toți tinerii care sunt în țară merg la facultate. Partea proastă că erau cândva 400.000, acum au rămas 200.000. Dar din ei 28.000 decid să meargă la facultate. În ultimii 2 ani de zile avem o creștere, în anul 2022, rata tinerilor care merg la facultate, o estimăm aproape la 33%. Întrebare, de unde a crescut această rată? Răspunsul este unul foarte simplu. Sunt două, de fapt, răspunsuri, dar răspunsul de bază este următorul. Din cauza pandemiei, foarte mulți tineri nu au avut posibilitatea sau au considerat că efortul este prea mare și în loc să meargă peste hotare la o facultate, au rămas în țară. Avem mai mult de 1000 de tineri care în mod obișnuit era să plece peste hotare, iar din cauza pandemiei au rămas în țară și undeva peste 1000 de tineri care avem în prezent la facultate sunt cei care trebuiau să meargă peste hotare și nu au mai mers. Universitățile, cât n-ar fi de straniu, au avut de câștigat din această pandemie, nu este cuvântul curent câștigat, dar au avut un efect pozitiv pandemiei din simplu motiv că numărul studenților a crescut cu peste 1000 de persoane. Dar acest factor nu este de lungă durată și este așa numitul efect al așteptării, da? Deci al plecării. Deci omul oricum vrea să plece și mă tem că dacă se va deschide hotarele, va dispărea pandemia, în foarte mulți tineri care în mod normal noi acum îi considerăm că vor merge la noi la facultate, vor pleca, deci acest factor pozitiv este de scurtă durată, după mine el este anul acesta, poate anul viitor, dar cert este că noi acum putem estima destul de clar că avem peste 1000 de tineri care în mod normal trebuie să plece piscotare și au rămas în țară. Aici totuși am vrut să mai dau un element important, el nu are absolut nimic cu factor pozitiv, dar mi s-a considerat un lucru interesant să vă arăt. Am luat și am separat tinerii după sex, partea feminină, băieți și fete. Dacă vă uitați atent, la noi în Republica Moldova este o înclinație a fetelor de a merge la facultate cu 40% mai mare decât a băieților. Deci, din numărul fetelor de vârsta cea mai mare, 19-21 de ani, cei care merg la facultate, dacă la băieți fiecare a patrulea
va ia 24%, merge atunci la, la fete, fiecare a treia fată merge la facultate. Deci fetele au înglinați mai mare spre facultate, mai mult ca atâta colegii de la Universitatea Pedagogică din Tiraspol chiar mi-au dat un raport în care ne-au arătat că de fapt fetele și învață mai bine. Dar nu e scopul meu să vorbesc despre aceasta, dar este o constatare. Fetele merg mai mult la facultate, unul, și ele și învață mai bine la facultate. Deci asta se întâmplă să o explice alți oameni. Deci primul factor a fost acela. Al doilea, dacă ne uităm atent, al doilea factor, cât n-ar fi de straniu, este cei care salvează în prezent universitatea, sunt tinerii de-a doua tinereță. Deci dacă ne uităm foarte atent, eu am împărțit toți studenții în două categorii. Tinerii până la 29 de ani și tineri peste 30 de ani. Dacă vă uitați atent, în ultimii 2 ani de zile, noi avem o creștere a numărului de studenți, însă numărul de studenți crește din contul celor peste 30 de ani. Mai mult ca atât vă pot spune, cea mai mare creștere, de fapt, este pe grupul 35 de ani și mai mult. De fapt, tot ce se întâmplă este un fenomen pe care încă trebuie să recunosc. Nu a fost studiat în Republica Moldova, dar persoanele de tinereță a doua, dacă pot să permite să o spun așa, cei de la 35 de ani în sus, în ultimii ani de zile, înclinația lor de a merge la o instituție superioară de învățământ a crescut cu 30%. Deci din cei din această vârstă, în prezent, numărul celor care merg la facultate a crescut cu 30%. Uitați-vă că universitățile doar în 2 ani de zile au câștigat de pe urma acestor tineri 1,6 mii de studenți. Deci, din aceasta 3.000 de studenți creștere, jumătate este determinată de creșterea celor, datorită celor cuprinsul vârsta peste 30 de ani de zile. Bănuiesc că acest lucru se întâmplă foarte multe persoane, au un loc de muncă, au o funcție careva care le spune că trebuie să aibă studii superioare și foarte mulți din ei merg să facă a doua facultate. Anume, numărul persoanelor din tinereța a doua, dacă îmi permit să spun acest lucru. Eu am luat de la 30 de ani, dar vă spun că cel mai important este la 35 de ani în sus și anume asta se vede că sunt oamenii care sunt deja angajați, au o stabilitate, au o funcție, au o profesie, lucrează și își fac studiile, anume creșterea lor a determinat și creșterea celor care cu studii fără frecvență. Că noi, de fapt, în ultimii ani de zile atestăm creșterea numărului de studenți și crește în mod special din contul celor cu frecvență redusă sau cu frecvență redusă, corect este. Și eu dau seama că sunt cei care sunt anume de vârsta mai mare, care au un loc de muncă și pur și simplu au decis să-și fac studii superioare. Este, este al doilea factor. Și al treilea factor care a dus la creșterea numărului studenți este studenții străini. Uitați-vă atent, în Republica Moldova, datele pentru anul 2021 încă nu le avem, vor apărea, cred că în cel mai scurt timp, intuiesc, sunt undeva la nivel de 5.000 de studenți, dar datele pentru anul 2020 ne arată că în Republica Moldova avem 4.600 de studenți străini, comparativ cu 1.400 sau de 3 ori mai mult decât acum 10 ani urmă. Deci noi, în prezent, într-adevăr, asistăm la un proces foarte interesant și dacă vă uitați în graficul următor, veți vedea că numărul de studenți în sălile de curs sau la secția de zi din Republica Moldova, aproape 13% sunt studenți străini. Altfel spus, fiecare a șaptelea sau fiecare a optelea, haideți să spun, fiecare a șaptelea student, în sălile de curs este un student străin. De fapt, aceștia studenți străini sunt cei, despre aceasta mai vorbit odată, dar am considerat important încă o dată să repet, studenții străini sunt cei care, în primul rând, ne asigură undeva 100 de milioane de dolari anual venituri de pe faptul că ei vin în Republica Moldova și are în vedere toate cheltuielile lor cu studiile, cu avionul, cu hotelul, deci tot ce câștigă economia Republicii Moldova de pe urma studenților străini sunt 100 de milioane de dolari. Deci, în opinia mea, este un serviciu extrem de important pe care noi îl exportăm și doi studenți străini permit menținerea universităților noastre. Studenți, datorită studenților străini, noi în prezent putem să plătim salariile la profesori, să profesorii au un loc de muncă, au o normă încărcată și ei sunt o resursă importantă. Deci aceștia sunt trei factori care în prezent ne ajută ca noi să salvăm sistemul nostru educațional. Acum, dacă să recapitulăm, haideți să ne uităm așa. Factorii care au influențat negativ și din păcate vor influența
În următorii ani de zile, sistemul nostru educațional este factor demografic. Noi pur și simplu am avut o gaură demografică în perioada anilor 90-2005, când a scăzut brusc natalitatea și ea se va stabiliza în 2025. Noi avem o reducere de peste două ori a tinerilor în vârstă universitară pe care țara noastră are. Deci asta este prima lovitură care noi vom simți-o pentru până în 2025. Al doilea factor care determină probleme în sistemul nostru educațional și acum 2 ani de zile s-a diminuat puțin, dar după mine nu s-a diminuat definitiv, este migrația tinerilor. În fiecare an 4500 de tineri în vârstă universitară, 19-26 de ani, pleacă din țara noastră. Deci asta trebuie să înțelegem, 4500 de tineri anual părăsesc Republica Moldova. Da, este că universitățile nu vor avea studenți. Cel mai grav este că economia nu va avea forță de muncă. Și trei factori pozitivi. Unul este temporar, în opinia mea, să vă epuiza în cel mai scurt timp. Este pandemia care a ținut acasă o mie de tineri și i-au mers la universitate în loc să plece peste hotare. Al doilea factor care încă merită să fie cercetat. Noi avem o înclinație a persoanelor de tinereța a doua, de 35 de ani în plus, de a merge la universitate și ponderea lor sau numărul lor a crescut cu 30% în ultimii ani. Și al treilea factor care trebuie dezvoltat, și aici noi într-adevăr putem lucra, este studenții străini care noi au crescut de 3 ori în ultimii 10 ani de zile, însă din păcate în prezent asistăm la o stagnare și este legat de faptul că la noi crește numărul de studenți din România care vin în Republica Moldova, crește exponențial numărul de studenți din India care vin în Republica Moldova, însă, din nefericire pentru noi, a scăzut dramatic numărul de studenți din Israel care vineau în Republica, care vin în Republica Moldova. Dacă Israelul, până nu de mult, noi deja credeam că vor fi 2500-3000 de studenți, în prezent avem mai puțin de 1000 de studenți, aceasta are o explicație, despre aceasta am mai vorbit, dar cred că guvernul trebuie să atragă o atenție sporită la acest fenomen, studenții străini în Republica Moldova, trebuie să avem o programă clară de atragere a studenților să-și facă studii în Republica Moldova, deoarece, în opinia mea, doar acest element poate compensa drama demografică și migrația care are Republica Moldova și doar studenții străini pot salva sistemul nostru educațional care și așa în ultimii 13 ani, ai pierdut 72.000 de studenți. Asta am vrut să vă spun pe astăzi, până data viitoare, când vom discuta alt subiect de interes economic. Vă mulțumesc!